Dragii mei, aș vrea să vă spun un lucru. În urmă cu câțiva ani eu am fost diagnosticat cu o formă foarte severă de psoriazis, care mi-a apărut pe fondul de stres și pe fondul problemelor pe care le-am avut. Am folosit foarte multe creme și foarte multe soluții în încercarea de a acoperi aceste bubițe care apar la această boală, aceste coși care mi-au umplut ambele coate. Am avut foarte multe pete și în cap și la picioare, zonele în care apar cele mai frecvent. Ca și efect al acestei boli. Știam că este o boală incurabilă, am folosit foarte multe creme recomandate de medici, dar care dădeau rezultate pe termen foarte scurt, pentru că reapăreau din nou după o perioadă aceste bubițe și am avut foarte multe complexe și frustrări, pentru că pe scenă, de exemplu, nu puteam să port niciodată cămăși cu mânecă scurtă și întotdeauna eram foarte atent să mă îmbrac astfel încât să acopăr aceste pete foarte vizibile. Până anul trecut, când o prietenă, un medic, mi-a recomandat un produs care a apărut nou pe piață, vreau să vi-l arăt și vouă, se numește Enstilum Spumă, pe care l-am folosit la recomandarea acestui medic în mod constant. De anul trecut, din luna august și până în prezent, eu nu am mai avut probleme cu aceste pete. Nu am putut să cred că poate avea un asemenea efect această spumă apărută nou pe piață. Și acest filmuleț este pentru ca să vi-l recomand și vouă, pentru că folosirea lui constantă duce cu siguranță la dispariția petelor în proporție de 95%. Cel puțin asta mi s-a întâmplat mie și știu că foarte mulți dintre voi poate suferiți de psoriazis și ați avut tratamente care au dat greș sau care nu au funcționat. De aceea vă recomand cu toată încrederea Enstilum Spumă. Eu cred că ar trebui să-l cereți medicului de familie sau oricum, el poate fi găsit cu ușurință. Enstilum Spumă cred că poate fi soluția pentru ca să scăpați de psoriazis. Vă doresc succes și aveți încredere!